Un român care lupta voluntar pe frontul din Ucraina a fost ucis pe câmpul de bătălie. Informația a fost confirmată de Ministerul Român al Afacerilor Externe. Tânărul avea experiență în teatre dificile de război. Avea 27 de ani și, potrivit unor surse, ar fi fost omorât de o dronă rusească. Și-a dat viața într-un război care nu era al lui, spune iubita tânărului. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Acum 6 zile, românul din Arad, care lupta pe frontul din Ucraina, a luat ultima dată legătura cu cineva drag. Rudolf a vorbit cu iubita lui, o tânără politiciană de acolo, de care se îndrăgostise fulgerător. Ți-ai dat viața pentru Ucraina, pentru un război care nu ar trebui să fie al tău. Ești eroul meu, ești eroul Ucrainei. A scris femeia pe Facebook într-o postare după ce a aflat de moartea lui. Până să ia arma în mână, românul o ajuta să-și crească fiica dintr-o altă relație. Зараз я знаходжуся в квартирі, де дуже багато з ним спогадів. І це важко. Це важко. Вчора я вкладала доньку спати і згадувала про те, як ми це робили разом. І з нею, і з ним вона засипала набагато швидше. Мені так не вдавалося швидко, як йому. Potrivit grupului de luptă Getica, format din vorbitori de limbă română, Rudolf este primul român mort în războiul dintre Ucraina și Rusia. Arădeanul, în vârstă de 27 de ani, care 5 ani se antrenase în Legiunea Străină, a ajuns în Ucraina imediat după începerea invaziei ruse. Inițial a participat la unele acțiuni umanitare. Am spus, gata, vreau să mă duc în Ucraina să fac diferența, vreau să fac dreptate, să fac bine, să ajut oamenii. S-a dus pe bunuții lui. În mai puțin de un an de zile am învățat limba ucraineană. Noi am încercat și prietenii din apropiere am încercat să-l oprim. I-am spus în diferite moduri că n-ar fi ok, e foarte greu acolo. Dar cu toate acestea, Rudolf s-a apropiat și mai mult de cauza Ucrainei. A intrat în armată. Prietenii săi din grupul de luptă spun că de la începutul conflictului în Ucraina ar fi luptat și 1500 de mercenari români. Боявся смерті. З останніх повідомлень я йому писала: "Будь ласка, не шукай смерті, бережи себе". Він сказав: "Я не шукаю смерті". Era foarte curajos. Deci era în stare să facă multe chestii. Cred că și dacă era nevoie, prin foc trecea. Mai ales dacă avea persoane iubite lângă el, nu conta. Ministerul de Externe de la București a precizat că prin Consulatul General al României la Cernăuți va acorda asistență pentru repatrierea lui Rudolf.